Despre această situație inedită discutăm în continuare cu primarul general al Capitalei, Nicu Șordan, este alături de noi. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și aș vrea să încep cu ceea ce spunea domnul primar al sectorului 4, Daniel Băluță, în conferințele de presă. Pe noi, cel puțin, ne-a surprins cei care urmărim această poveste, și anume că terenul aparține Ministerului Mediului și Apelor Române. Dumneavoastră ați verificat, ați cercetat, așa este? Nu, a fost o încadrare vădit eronată în cartea funciară de acum o lună, acum două luni, la începutul lunii august, în care acest teren a fost intabulat ca fiind al Apelor Române. Însă, există, noi avem un titlu de proprietate din 1910, un alt titlu de proprietate din 1940, avem hotărâre de Consiliu General prin care acest atât parcul cât și arterele din jurul lui sunt domeniu public, cum e firesc să fie. Și a fost o eroare făcută de cartea funciară. O să vedem dacă o eroare din greșeală sau o eroare voită. Aici voiam să vă întreb, dacă este o eroare, așa cum spuneți dumneavoastră, vădit de eronată, sau este o ilegalitate? Să vă explic. Deci ce era logic să se întâmple, și așa a și fost făcută cererea de către Apele Române, către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Cartea Funciară, a fost ca sub terenul care ne aparține nouă, de 4 hectare, parcul și arterele din jur, să se intabuleze cursul de apă, ceea ce e absolut firesc, să fie două proprietăți suprapuse, una la suprafață și una la subteran, o mai găsim în anumite locuri din oraș. Și cartea funciară a făcut o dublă eroare, în primul rând că n-a spus subteran, a spus suprateran, ci n-a spus 4.000 de metri doar cursul apei, a spus 40.000 de metri pătrați, cât este tot parcul și străzile din jur. Problema nu e aici, chiar dacă o să vedem cum s-a produs această eroare. Problema este că mai departe, trei instituții publice s-au prefăcut că nu văd această eroare care era evidentă. Mai întâi Apele Române, care a semnat un protocol cu primăria sectorului 4, prin care i-a cedat ceva ce n-avea, suprateranul din Piața Unirii, apoi primarul sectorului 3, care a emis autorizația de construire, și apoi primarul sectorului 4, care a început lucrările în baza ei. Deci fiecare din aceste instituții trebuia să vadă că e o flagrantă eroare. Și cât eroare de gravă care este? Azi a început să se corecteze. Cât deci, de gravă este această eroare, domnule primar? Păi să confunzi subteranul cu suprateran și un curs de apă cu întreaga Piață Unirii e o eroare gravă, mai ales că ea s-a produs în patru cărți funciare succesive. Pentru că acel teren, din motive tehnice, e împărțit în patru cărți funciare. Bănuiți ceva în spatele acestei erori? La cartea funciară nu știu, o să se cerceteze. Însă faptul că aceste trei instituții pe care le-am menționat au acționat ca și cum lucrurile alea ar fi fost, adică ca și cum ar fi normal ca Apele Române să dețină bulevarde și parcuri în București, asta e ceva ce e absolut anormal. În acest moment, dumneavoastră spuneți că primăria sectorului 4 nu avea vizele necesare, pentru că vorbiți despre un protocol încheiat cu Apele Române, nici de cum de un aviz. Nu, sunt două probleme. Una este de autorizare, una este de proprietate. Eu pentru moment vorbesc de proprietate și de administrare. Eu spun că primăria sectorului 4 nu avea administrarea acelui teren și nu putea să obțină printr-un protocol de la Apele Române, pentru că nici Apele Române nu aveau administrarea acelui teren. Bun, eu vă întrebam și despre avize, pentru că Daniel Băluță susținea și a arătat într-o conferință de presă niște dosare în care susținea dânsul că sunt foarte multe avize. Ele v-au fost prezentate vreodată la Primăria Generală? Ca să înțeleagă oamenii care ne ascultă, se uită la noi, procedura este că emitentul autorizației emite mai întâi un certificat de urbanism în care dă o listă cu avize, după care
cel care vrea să obțină autorizația, în cazul nostru primăria sectorului 4, trebuie să vină cu o cerere, cu un proiect tehnic și cu toate avizele care au fost solicitate. Noi nu avem nici cerere, nici și proiect tehnic și nici unul din avizele pe care noi le-am cerut. Avem o altă cerere în care ni se cere autorizație în regim de urgență, la care am răspuns că nu putem să o dăm pentru că nu există pericol public. Înțelegem că acele avize nu au fost prezentate, nu au ajuns la Primăria Generală. Și vreau să vă mai spun ce părere aveți despre faptul, și o să prezint în această seară un punct de vedere al Metrorex, care ne spune că nici Metrorex nu a emis un aviz pentru o asemenea lucrare la planșeul de la Piața Unirii. Da, nu mă miră, pentru că Metrorex trebuie să se uite cu mare, și sunt oameni serioși acolo, ei trebuie să se uite cu mare seriozitate la problema asta, pentru că e vorba de o structură de rezistență care este lipită de structura lor de rezistență care ține tunelul de metrou. Deci nu e o chestiune pe care să o faci așa pe genunchi, cum s-a făcut, de exemplu, pasajul de la Unirii acum 2 ani. S-a făcut pe genunchi pasajul de la Unirii? S-a făcut tot în baza unei autorizații emise în regim de urgență și știm cu toții că au fost, imediat după au fost mai multe accidente, dintre care unul mortal, și imediat după aceea s-au pus două mașini de poliție locală care stau non-stop acolo ca să păzească pasaj, intrarea în pasaj. Și aveți de gând să faceți ceva în cazul acestui pasaj? Trebuie să vă întreb pentru că ați pomenit despre asta. În cazul acestui pasaj, pentru moment, urma să vedem dacă în intervenția pe care Primăria Sectorului 4 încă intenționează să o facă acolo, vor să opereze ceva și la pasaj sau nu. Deci, la fel, e o discuție pe care trebuie să o avem în baza unor planuri tehnice, unor proiecte tehnice. Bun, mai am două întrebări ca să nu abuzez de timpul dumneavoastră. Ați anunțat în această seară că veți organiza acel referendum pe care l-ați mai menționat. Mă interesează a doua întrebare. Sunteți de acord ca primarul general al municipiului București să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului? Va fi o întrebare în acest referendum, iar cetățenii vor fi invitați să răspundă da sau nu. Întrebarea este: ce schimbă faptul că va emite primarul general autorizațiile și nu primăriile de sector? Se va respecta legea și documentațiile de urbanism, planul urbanistic general pe tot teritoriul municipiului București. Acum nu se respectă. Acum avem un procentaj de ilegalitate uriaș la nivelul primăriilor de sector. Și ultima întrebare, care este viitorul lucrărilor de la planșeul de la pasajul Unirii, de la Piața Unirii, îmi cer scuze? Da, doar ca să completez răspunsul la întrebarea precedentă, și nu e vorba că cum se construiește în București nu e o chestiune doar de estetică, e o chestiune de funcționalitatea orașului. Dacă arunci cu blocuri într-o zonă și ele nu sunt bine conectate, nu au școli, fi sigur că blochezi o întreagă zonă de oraș. Din păcate, asta s-a întâmplat sistematic 20 de ani. Dacă acum, întorcându-ne la planșeul Unirii, noi suntem în situația în care Consiliul General a dat o hotărâre de Consiliu prin care Primăria Sectorului 4, dacă vrea, trebuie să semneze un protocol de predare-primire cu ALPAB și cu administrația străzilor ca să ia în administrare acele terenuri și să vină cu un proiect tehnic împreună cu toate avizele ca să ia autorizație de construire. Dacă vrea să facă această lucrare, dacă, așa cum acum două săptămâni, cred, primarul a spus că vrea să iasă din această chestiune, foarte bine, putem să facem și noi lucrările astea. Păi e suficientă declarația publică făcută de primarul Daniel Băluță? Adică dumneavoastră vă puteți apuca de lucrare? Nu. Pentru moment există o hotărâre de Consiliul General care spune că Primăria Capitalei e de acord să colaboreze cu Primăria Sectorului 4, în sensul că Primăria Sectorului 4 să găsească bani, să facă proiectele și așa. În lucrurile astea s-au întâmplat mai puțin emiterea autorizației, mai puțin transferul de teren, în măsura în care avem o poziție oficială de la Sectorul 4 că vrea să renunțe, îl preluăm noi, dacă nu, așteptăm ca ea să-și îndeplinească toate aceste sarcini la care s-a obligat. Da, am înțeles. Și totuși, care este miza, domnule primar? De ce atâta grabă din partea Primăriei Sectorului 4? S-a vorbit foarte mult de bani, de banii care vin de la guvern. Da, nu înțeleg.
Sincer, nu înțeleg, pentru că ați menționat Metrorex, mai sunt alte instituții care sunt foarte serioase, APA Nova, Apele Române. Toți oamenii ăștia au interesul ca această lucrare să fie făcută. Deci dacă există un proiect tehnic care este coerent, eu sunt sigur că toate instituțiile astea, într-un interval de 2-3 luni, o să dea avizele, astfel încât să avem o lucrare care să fie sigură pe zona Unirii.